Exterminarea intelectualității și a opoziției politice. Experimentul Canalul Dunăre-Marea Neagră. Sfatul lui Stalin. Cel care a trasat ferm Canalul Dunăre-Marea Neagră pe harta României a fost nimeni altul decât liderul sovietic Iosif Visarionovici Stalin. La o întâlnire la Moscova, Dej s-a plâns tătucului că nu mai știe ce să facă cu burghezo-moșierii mea. Le-am luat casele, banii, tot, și ei tot mă sfidează. Mereu vând câte ceva și trăiesc. I-am aruncat și prin închisori, degeaba, s-a jeluit Gheorghiu Dej. Stalin i-a indicat lui Gheorghe Gheorghiu Dej că cea mai bună soluție pentru lichidarea acestora, dar și pentru obținerea unor beneficii, este deschiderea de șantiere naționale de muncă forțată. Și i-a dat exemplul propriu, canalul Volga-Don. Iosif Stalin a luat harta României și cu degetul i-a indicat viitorul traseu al canalului ce urma să lege Dunărea de Marea Neagră. Soluția nu era nouă și fusese vehiculată încă din 1830, când se căuta drumul cel mai scurt către mare. Tătucul Stalin a decis astfel soarta intelectualilor României, floarea societății interbelice, care au devenit mână de lucru pentru construirea canalului. De fapt, canalul Dunăre-Marea Neagră a fost gândit ca un uriaș lagăr de exterminare a elitelor, care trebuiau să dispară pentru a face loc păturii comuniste aproape analfabete școlite peste noapte. Începutul canalului, începutul exterminării. În luna iunie a anului 1949 au demarat lucrările de construcție la canalul Dunăre-Marea Neagră. Pentru început au fost aduși cu forța pe marele șantier zeci de mii de muncitori din toată țara, cu calificări diferite, dar și deportați, foști militari regali și mai ales deținuți politic. Peste 11 lagăre de muncă forțată au fost înființate pe traseul canalului. În ele au fost internați intelectuali de marcă ai României, patrioți care s-au împotrivit comunismului și, în general, orice român care era socotit dușman de clasă sau dușman al poporului. Nu existau utilaje mari, iar munca se făcea în proporție de 90% manual, cu sape, târnăcoape, lopeți, roabe, etc. Accidentele se produceau aproape zilnic. Nimeni nu era pregătit sau instruit pentru acel tip de muncă. Condiții inumane, pedepse pe măsură. Femei și bărbați, tineri și bătrâni, au îndurat cele mai grele condiții de muncă, create special pentru a-i trimite la moarte. Pentru orice greșeală sau neîndeplinire a normei abuzive de lucru, vinovatul era încadrat la sabotarea propășirii economiei naționale a Republicii Populare Române, iar pedeapsa era moartea. Numele sabotorilor și diversioniștilor, dar nu și faptele de care erau incriminați, erau făcute publice în ziarul Canalul Dunăre-Marea Neagră, oficiosul Partidului Muncitoresc Român pentru acest șantier. Din mărturia unui fost deținut politic, Nicolae Valeri Grosu, aflăm cam cum se muncea pe șantierele canalului. El a constatat la sosirea în lagăr că, la o oarecare distanță, zăceau în dezordine uneltele lăsate în seara din ajun, târnăcoape, hârlete, lopeți. Am văzut cum femeile se năpustesc spre aceste instrumente de tortură. Unele unelte erau mai bune decât altele, mai noi și mai bine ascuțite,
altele erau ruginite sau aveau mânerul prea mare, fiind deci mai greu de mânuit și cerând un efort fizic mai mare. Eu aveam o roabă și o tot încărcau. Până îți trăgeai răsuflarea sau îți ștergeai nasul, era plină. Când era umplută de mai să dea pe din afară, trebuia să o împingi până la vreo 100 de metri depărtare, trecând peste o groapă, pe o scândură îngustă, pe care de-abia îți puteai ține echilibrul. Și când ajungeai de cealaltă parte, sogolești. Date seci. În documentele comuniștilor, pe toată lungimea canalului, care se întinde de la Cernavodă până la capul Midia, existau colonii de muncă. În realitate, ele fiind lagăre de muncă, unde mulți deținuți politic și-au pierdut viața. Istoricii au identificat următoarele lagăre de muncă, de fapt, lagăre ale exterminării. Columbia, Cernavodă, Saligny, kilometrul 5, kilometrul 31, Poarta Albă, Galeș, Noua Culme, Tașalu, Peninsula sau Valea Neagră, capul Midia, Eforie, Constanța, ori Stadion, Seimeni, Saligny 2, Medgidia, Basarabi și Năvodari. Statisticile istorice arată că pe șantierul canalului au muncit în total peste 100.000 de oameni. În perioada 1949-1955, canalul a fost construit cu deținuți, dintre care mulți închiși sau internați administrativ politic. Internarea administrativă în epoca comunistă era o formă de reținere, care însă dura 6 luni sau chiar mai mult. Adică, deținuții politic erau închiși fără să apară în fața vreunui magistrat și în urma unei anchete sumare. Potrivit Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, în urma cercetării registrelor de stare civilă, un fost deținut politic a extras un număr de 844 de certificate de deces ale deținuților de la canal, 23 în 1950, 35 în 1951, 305 în 1952 și 481 în 1953. O anchetă a Securității din 1967 cu privire la decedații de la canal arată că pentru 1034 de decese nu s-au întocmit niciun fel de acte și nu au fost trecute în registrul de stare civilă. Ce însemna, de fapt, internarea administrativă? Dăm un exemplu clasic, mărturia istoricului Șerban Papacostea, membru corespondent al Academiei Române. A fost arestat în mai 1950 pentru că frecventa Institutul Francez și împrumuta diverse cărți de acolo. Nu a fost judecat și a primit o internare administrativă. Avea 22 de ani și abia terminase facultatea de istorie. Iată ce declara acesta. Când mă întorceam într-o zi de la Institutul Francez, am fost luat pur și simplu de pe stradă și dus la arestul Securității. Nu am fost arestat pentru că am comis ceva, ci pentru că așa venise ordinul. Am fost anchetat timp de o lună, apoi încă o lună la Jilava. De aici am fost transferat în lagărul de muncă de la capul Midia în aprilie, unde am stat timp de 2 luni. Lagărul era un perimetru încercuit, în interiorul căruia erau instalate 12 barăci, în care încăpeau cam 50-60 de deținuți. Protecția era asigurată de santinele înarmate, care aveau ordin ca orice deținut care încerca să evadeze
să fie împușcat. Încercarea de evadare se pedepsea prin tiruri de armă de la cele turele, adică erau împușcați pe loc. Comandanți de șantiere lagăre sau torționari. La canal a fost o adevărată uzină de exterminare. 100.000 de oameni, în mare majoritate deținuți politic, au fost concentrați pe cel mai mare șantier comunist. Condițiile inumane și regimul de teroare au dus la moartea a aproape 1.000 de oameni. Florian Cormoș, Liviu Borcea, Augustin Albon, Ștefan Georgescu sau Marin Constantinescu sunt doar câteva din numele comandanților vinovați de asasinarea a sute de români deținuți politic care au murit în urma torturilor. Cazul lui Florian Cormoș este mai special. Chiar ancheta comuniștilor a contabilizat peste 140 de morți. Printre alți torționari se mai aflau și Nicolae Iancu, Gheorghe Popescu Vasile, Alexandrescu Gheorghe și Dumitru Scripa. Acești torționari s-au apărat argumentând că îndeplineau doar ordine venite de sus. Dar istoricul Papa Costea explică faptul că foștii comandanți nu își pot argumenta nevinovăția, spunând că au primit ordine să comită ororile din acea perioadă. Să știți că au fost și oameni care nu au acceptat. Spre exemplu, pentru că eu eram grav bolnav cu coloana, un ofițer de acolo m-a scos de la muncă, dar alții într-o zi au venit cu o basculantă cu morți, i-au descărcat și apoi i-au aruncat pământ peste ei. Am văzut și morți. Erau aduși în cimitirul vechi, erau aruncați în gropi comune, povestește Papa Costea. La lagărul de la Poarta Albă a activat și torționarul Ion Ficior, cel de-al doilea torționar acuzat de genocid pentru crimele comise la Periprava. Un alt comandant ucigaș a fost Eugen Cornățeanu. Era deosebit de brutal cu deținuții, dar arăta înțelegere față de subordonați. Câțiva dintre muncitorii speciali ai canalului. La capul Media a fost închis timp de 2 ani, între 1950 și 1952, Corneliu Coposu și Cicerone Ionițoiu, membru PNC și lider al tineretului țărănist din Oltenia, preotul Matei Boilă, membru PNC și activist al mișcării studenților anticomuniști. Tot aici a fost închis și istoricul Gustav Gyundiș. Criticul literar Ovidiu Papadima a fost încarcerat la Poarta Albă, alături de Mircea Ionescu Chintus, membru marcant al Partidului Național Liberal. Dar la canal nu au fost doar membrii ai vechii clase politice, ci însuși primul președinte al Partidului Comunist Român, Gheorghe Cristescu, zis Plăpumaru. Lista celebrităților poate continua cu doctorul Ion Iovin, întemeietorul oncologiei și radioterapiei românești, Romulus Dianu, publicist, Valentin Gabrielescu, Greceanu Teodor, fost ofițer de aviație, unul dintre cei mai de succes piloții de vânătoare ai României în cel de-al doilea război mondial. Metode speciale. Corneliu Coposu își amintea de cinismul unui torționar, Borcea. Ca să fie sigur că printre deținuții morți nu se ascund unii care disimulează, Borcea se plimba printre cadavre cu o țăpușă lungă din fier pe care o înfigea în trupurile neînsuflețite. Pe un deținut cu coloana vertebrală ruptă, l-a bătut ca să-l facă să se târască. Cam 70 de oameni au paralizat datorită supraefortului pe care îl reclamau torționarii
ce stăteau cu biciul la spatele nostru, obligându-ne să muncim cu mult peste puterile pe care le aveam. În ziua de 17-18 iulie 1953, când lagărul trebuia evacuat complet, transporturile de deținuți, urmând să plece spre nordul țării, pentru a pregăti litoralul în vederea celebrului Festival al Tineretului, torționarul Marin Constantinescu a supravegheat personal operațiunea. Atunci l-am văzut intrând în infirmeria unde erau bolnavii netransportabili de la peninsula, cu o bâtă în mână, iar câteva momente mai târziu, bolnavi în cârje săreau pe ferestrele barăcii. Povestește în testamentul de la morgă fostul deținut politic Remus Radina. În timpul domniei lui Georgescu au fost asasinați Ion Dumitrache, maestru mecanic, care a evadat și a fost prins, și doctorul Ion Simionescu, unul dintre cei mai străluciți chirurgi ai țării. În legătură cu uciderea lui Dumitrache, Georgescu a fost acela care i-a dat undă verde lui Chirion să îl împuște în ceafă pe evadat, într-un beci din lagăr. Iar în privința doctorului Simionescu, tot Georgescu a fost acela care l-a dat pe mâna lui Bogdănescu și Ienăchescu, studenții reabilitați și reeducați de la Pitești, ca să-l tortureze și să-i rupă coastele. Până și comuniștii au trebuit să acționeze în urma atrocităților, mai scrie fostul deținut Radina. Până și comuniștii au trebuit să acționeze în urma atrocităților. În anul 1953, Ministerul de Interne s-a autosesizat, pentru că la Poarta Albă rata mortalității era extrem de mare. În fiecare zi aici mureau aproximativ 20 de deținuți. A urmat o anchetă pentru salvarea aparențelor. Câțiva directori au fost destituiți și alți câțiva supraveghetori, proveniți din rândul deținuților de drept comun, arestați, judecați și condamnați. Columbia era lagărul unde deținuții munceau, erau înfometați și bătuți până la moarte. Torționarul Florian Cormoș instaurase aici un regim de teroare și în doar 4 luni cât a condus lagărul, 115 deținuți și-au găsit sfârșitul în chinuri groaznice. Cruzimea sa a atras și atenția comuniștilor, care l-au condamnat la moarte, pedeapsă transformată ulterior în muncă silnică pe viață. A scăpat după 4 ani, fiind amnistiat. Torționarii nu au regrete. În argumentarea acestui lucru, spicuim din interviul acordat de curând de Florian Cormoș. Reporter: după tot ce s-a întâmplat cu oamenii aceia care v-au trecut prin mână la penitenciar, aveți vreun regret? Iată ce răspunde Florian Cormoș. Domnule, eu nu am niciun regret. Eu nu am făcut nimic de regulament. Absolut în regulament spune că cu deținuții să te comporți așa și așa. Te mai întâmpla să-i mai dai o palmă, dar să vii să-l omori, să-l chinui, dar ce, am fost organ de securitate? Am avut frate care mă întreba dacă am făcut așa ceva. Eu eram iubit în tinerețe. Eram șeful tineretului la organizație. Unde sunt 3.000 de deținuți, dar unde sunt 1.000? De ce mor oamenii? Se mai poate comenta ceva? Inutil. Ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea.